Bună ziua! Bine ați venit la Moinești. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre la această conferință de presă și voi deschide eu pentru că duminică 24 noiembrie va avea loc al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, pentru alegerea președintelui României. Noi, primarii din municipiul Moinești, orașul Dărmănești și comuna Heregiu, am ales să transmitem un mesaj cetățenilor pe care îi reprezentăm, cât și comunităților din jurul localităților noastre, un mesaj în ceea ce privește alegerea președintelui României, așa cum spuneam. Aș începe prin a menționa câteva nemulțumiri ale comunităților noastre vis-a-vis de fosta guvernare și față de Partidul Social Democrat de PSD, care nu a susținut dezvoltarea comunității și mă refer aici la municipiul Moinești, prin obstrucționarea diferitelor proiecte pe care le-am avut și ați menționat aici și aș deschide cu cel mai important lucru care s-a desfășurat în ultima perioadă în județul Bacău, asfaltarea drumului județean DN2G. După cum știți, acest drum s-a asfaltat de la Bacău până la intrarea în municipiul Moinești și s-a mai asfaltat un capăt de la ieșirea din Moinești până spre Comănești, iar cei 9,6 km de drum național, menționez acest lucru că este drum național, au rămas neasfaltați. Într-adevăr, suntem administratori acestui drum în baza unei hotărâri de guvern emise din guvernul Ponta, o nouă acțiune a PSD și atunci ca să împovăreze bugetele locale cu darea în administrare a acestor drumuri care traversează municipiile, cu toate că nu există o șosea de cintură și atunci era o logică ca să administrăm aceste drumuri, dar misiunea noastră de a administra drumul este aceea de a-l marca, de a-l dezăpezi iarna și de a-l repara. Această lucrare nu este o lucrare de reparație, ci este o lucrare de infrastructură. O altă problemă pe care a avut-o municipiul Moinești, o știți cu toții, criza deșeurilor de anul trecut, o criză la care au suferit cetățenii municipiului Moinești. Nu am găsit înțelegere atunci la Consiliul Județean și la conducerea DIS, care era reprezentată tot de cei de la PSD. Am achitat datoriile în avans, să spun așa, pentru că se află și acum pe rolul instanțelor spre judecată acțiunile pe care le-am depus. Nu sunt hotărâri definitive, dar pentru a debloca situația am făcut eforturi financiare și am achitat. Un alt lucru este că, cu toate că avem o adresă de la Institutul Național de INMRFB, care aparține de Ministerul Sănătății și care a promis ca acest hotel și bază de tratament din municipiul Moinești, care de 30 de ani este neschimbat, care a promis că va investi acolo și va realiza o clădire cu destinația de secție sanatorială balneară. De 6 luni, proiectul de hotărâre stă la Ministerul Sănătății, împiedicat de a ajunge la Secretariatul General al Guvernului pentru a se emite hotărârea de guvern și pentru a intra la finanțare. Iată, dau câteva exemple mari, pe lângă altele care s-au mai întâmplat. De aceea, eu, primarul municipiului Moinești, solicit cetățenilor pe care îi reprezint și care m-au mandatat prin votul dumnealor, cât și ceilalți care sunt în cum până acum și nu știu în ce direcție va merge votul lor, să voteze pe Klaus Iohannis la președinția României, pentru că noi toți sperăm că noua guvernare și dumnealui ca președinte va contribui la dezvoltarea comunității noastre și nu vom mai avea piedici politice așa cum am avut până acum. Îi las și pe colegii mei să spună punctul de vedere, după care o să vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc și eu că sunteți prezenți astăzi aici. Sigur că și mesajul de în calitate de primar al orașului Dărmănești vine să sprijine ideea pe care colegul meu, Valentin Bieru, a anunțat-o aici. Aș vrea să fac un scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat în orașul Dărmănești în ultimii ani și aș începe cu rafineria Dărmănești, care a fost un simbol al orașului Dărmănești. După cum bine știți, această rafinerie, acest simbol a fost distrus în totalitate de, eu știu, guvernele anterioare conduse de PSD sau care au sprijinit distrugerea acestui simbol al orașului. Vreau să continui, la fel cum spunea și colegul meu, cu criza deșeurilor care la Dărmănești
S-a acutizat în primăvara anului 2018-2019, când, datorită unor sume impuse de ADIS, am fost nevoiți să facem un efort financiar mare și să achităm aceste sume. Vreau să continui cu, la fel, cu proiectele de infrastructură pe care noi le-am depus pe diverse axe și nu ne că la PNDL am fost una din localitățile care a depus multe proiecte și nu am reușit să obținem decât un singur proiect de asfaltare și sigur că de fiecare dată când mergeam acolo ni se spunea cu alat că nu aveam șanse pentru că facem parte din alt culoar politic. Și m-aș opri la ultimul eveniment care a marcat localitatea noastră și nu numai, acel al cimitirului internațional de la Valea Uzului, când noi, în cursul anului 2018, ținând cont de centenar și de evenimentele care au precedat centenarului, ne-am propus să facem la Valea Uzului, să le facem sola eroilor români, 50 de croși, un monument dedicat tuturor eroilor și sigur că am avut foarte mari probleme cu autoritățile statului, să zic așa, și în special prietenii și colegii noștri de guvernanță de la PSD. Nu este normal ca într-o țară să nu poți să-ți, eu știu, omagiezi eroii, să nu poți să-i cinstești, să nu poți să le aprinzi la 100 de ani de la Marele Război o lumânare și să le spui o rugăciune. Toate aceste lucruri și, sigur, altele pe care nu le-am enumerat aici, au venit cumva la pachet și cetățenii din orașul Dărmănești, dacă în primul tur și-au îndreptat în mare parte votul către Klaus Iohannis în turul al doilea, noi nu avem mal de noare candidat în turul 2, au venit și ne-au solicitat să facem echipă și să sprijinim în echipă votul pentru Klaus Iohannis. Dragi dărmăneșteni, indiferent unde sunteți, fie că sunteți în țară, fie că sunteți plecați în străinătate, vă rog în primul rând să mergeți la vot duminică și să fiți în număr mare acolo și să sprijiniți la președinția României pe Klaus Iohannis. Ne dorim foarte mult să intrăm în normalitate. Am trăit în România anilor 2018-2019 în tensiune, am trăit în minciună, am trăit cu promisiuni care n-au fost niciodată duse la bun sfârșit. Îmi pun speranța și așa cum și cetățenii mi-au recomandat în Klaus Iohannis și sper ca începând de săptămâna viitoare România, comunitățile noastre să intre în normalitate. Bună ziua! Sunt primarul Comunei Helegiu. Reprezint o comună mare, o comună cu aproximativ 7.000 de locuitori. O comună frumoasă, o comună cu gândire de dreaptă, pot să spun. Și știu de ce spun lucrul ăsta, pentru că din 89 și până astăzi, în Helegiu, PSD-ul n-a câștigat niciodată alegerile locale și mă mândresc cu asta. Am și eu câteva nemulțumiri vis-a-vis de PSD, cu toate că la nivel local, să spun, alianța funcționează destul de bine. Asta și pentru că consilierii locale au înțeles că scopul nostru este comun. Dar la nivel central și la nivel județean, lucrurile nu au mers așa cum ar fi trebuit. Sunt nemulțumit, în primul rând, pentru că am depus 6 proiecte pe PNDL, 6 proiecte care au ajutat mult la ajutarea comunei mele. Din păcate, doar 2 au fost eligibile și finanțabile. Cele mai mici valori, să spun, 2 cămine, 2 dispensare umane, pe care ne probleme de finalizare. În urma inundațiilor și a precipitațiilor abundente din mai și iunie, Comisia Mixtă de la Prefectură au constatat pagube de aproape 1.000.000 de lei. Rectificarea bugetară a primit doar 2.000 de lei. Vă dați seama, o sumă foarte mică, 2.000 de lei înseamnă mai puțin decât o mașină de beton astăzi. Iar la ultima rectificare am primit 0 lei. Probleme sunt și la Helegiu. Repet, sunt 7.000 de locuitori, 8.000 de hectare ca și suprafață, 50 ceva de kilometri de drum în comunale și Sătești.
Cu toate acestea nu pot să mă plâng, proiecte sunt la legiu, se lucrează, dar cu bani foarte puțin veniți de la guvern. Sunt în fața dumneavoastră astăzi pentru că, și ținând cont și rezultatul din 10 noiembrie, când helegenii au votat Klaus Iohannis, reprezentantul Partidul Național Liberal, a obținut cele mai multe voturi la Helegiu. Consider că e datoria mea să fiu un asentimentul lor și să susțin candidatura lui Klaus Iohannis la domnului președinte în 24 noiembrie și îndemn cetățenii comunei mele să participe numai cât mai mare la vot, să dea un vot pentru copii, pentru nepoții lor și împreună să încercăm să schimbăm ceva în țărișoara noastră. Mulțumesc! Domnul primar, am o întrebare. Din ceea ce înțeleg de la dumneavoastră, ați spus că nu ați prins proiecte pe PNDL din cauza culorii politice? Am înțeles corect? Eu da. Adică vi s-a spus doar prima de... Nu mi s-a spus. Așa am considerat eu și la concluzia asta am ajuns. Pentru că am avut 6 proiecte depuse, doar 2 finanțabile pe ce am spus mai devreme. Am avut proiect și pe modernizare drumul de interes local de 1 milion de euro care mi-au fost refuzate. În comunele vecine, comunele se lucrează pe PNDL pe drumul de interes local, pe modernizarea drumurilor în asfaltare. N-am primit finanțare. Și concluzia asta am tras-o astăzi, că mi s-au pus bețe în roate și că e unul dintre motivele pentru care n-am fost eligibil, să spun. Au fost finanțate prin PNDL, dar nu așa cum am solicitat noi, având în vedere că sunt comune în județul Bacău cu primar PSD, care au primit 10 de milioane de RON pentru finanțare prin PNDL. Municipiul Moinești a beneficiat de 2 proiecte prin PNDL. Suma nu este cea pe care ne-o doream, pentru că avem nevoie în Moinești de străzi, avem nevoie de infrastructură în educație, avem în sănătate, în toate domeniile. M-aș fi așteptat ca, în egală măsură, după numărul cetățenilor din comunitate, să fie și valoarea proiectului. Nu s-a ținut cont de acest lucru, s-a ținut cont de culoarea politică, ceea ce dăunează dezvoltării comunităților noastre. Suntem un partid de dreapta și de aceea susținem un candidat de dreapta. Asta este subiectul conferinței de presă de astăzi, pentru că doar așa ne gândim ca pe viitor să avem o susținere și o dezvoltare a comunităților, ceea ce își doresc cetățenii noștri de la noi. Sigur, și noi am avut 4 proiecte depuse pe PNDL, am avut și pe CNI, a fost finanțat un singur proiect, nu știu cum de a scăpat acel proiect pe PNDL. Așa cum spunea și colegii mei, valoarea investițiilor în acel proiect este mică, comparativ cu nevoia. Am depus proiecte pe modernizarea liceului din Dărmânești și, deși era o prioritate în viziunea guvernului, dezvoltarea învățământului, acel proiect n-a fost declarat eligibil, în stres și așa mai departe. Sigur, așa cum spuneam, cu siguranță culoarea politică a contat foarte mult, deși acele proiecte au fost făcute, domnite de cei mai buni profesioniști, nu au reușit să intre la finanțare și un simplu exemplu, un proiect depus pe Compania Națională de Investiții de 2 ani de zile, ne tot amână, ne tot promit cei de la companie că se va semna acel contract de finanțare și iată că după mai bine de 2 ani de zile n-am reușit să semnăm acel contract. Cu siguranță este vorba de componenta politică, nu de altceva. Deci, cu alte cuvinte, România de astăzi, nu? Încă se mai împart banii pe criterii politice. O dovadă este acest segment de drum, pentru că municipiul Onești, care face parte din județul Bacău, așa cum și Moineștiu face parte, a beneficiat de o finanțare de la Ministerul Transporturilor pentru asfaltarea drumului național care străbate. Știm cu toții, de la sensul Geratoriu, de la ieșire până la Ștefan cel Mare, a fost asfaltat drumul prin preluarea de către Ministerul Transporturilor. Am întocmit această documentație identică cu cea de la Onești, am fost personal la ministru în funcție de atunci, am primit un refuz și am primit și un răspuns de felul că doar cu acceptul conducerii PSD de la Bacău. Recent, într-o conferință de presă,
președintele Consiliului Județean, referindu-se la orașul Dărmănești și municipiul Moinești, afirmă că cele două localități au pierdut pe linie, sau mă rog, toate procesele pe care le aveți în ceea ce privește gunoiul. Haideți să aflăm și punctul dumneavoastră de vedere. O să intervin tot eu un pic aici, pentru că am fost într-un fel cei mai văduviți de o perioadă, am avut o perioadă destul de lungă când nu s-au ridicat deșeurile la Moinești și vă spuneam că am achitat în avans aceste sume colosabile pentru bugetul local. Având în vedere acea criză, trebuia să deblocăm situația. Sper ca instanța să se pronunțe cu hotărâri definitive, nu cu aceste hotărâri care sunt astăzi, dar nu sunt definitive. Am menționat de fiecare dată acest lucru. Așteptăm pronunțarea instanțelor la Curtea de Apel, la Înalta Curte. Da, fac precizarea că și la Dărmănești, la sfârșitul anului 2018, dacă mi-aduc bine aminte, în 20 decembrie, ne-am trezit cu acea sumă transmisă de ADIS, undeva 1.780.000 de lei pentru Dărmănești, compusă din mai multe părți. O parte fiind pierderea operatorului în cursul anului 2018, o altă parte undeva 400 și ceva de mii de lei plata serviciilor neefectuate, pentru că acei cetățeni nu erau în localitate și, după cum bine știm, noi din 14.750 de locuitori cât a fost înregistrați la ultimul recensământ, doar 8.000 sunt în localitate. Sigur că ni s-a cerut și pentru acești cetățeni plecați din localitate să achităm serviciile de colectare a gunoiului menajer. Nu s-a ținut cont de cantitățile pe care noi le-am efectiv produs în anul 2018 sau 2017. Cu toate astea, așa cum spunea și domnul Valentin Bieru, nu am așteptat să avem o hotărâre definitivă a instanțelor, pentru că eram în situația de fortuită de a debloca serviciul, era serviciul suspendat la Dărmănești. Am achitat toate aceste sume din bugetul local. Ultima rată a fost achitată în august 2019. Îmi pare rău că președintele Consiliului Județean n-a aflat de faptul că UAT Oraș Dărmănești a achitat integral aceste sume și am fost în comunicatul de presă a dezinformat, spunând că avem nu știu ce sume de achitat și că la Dărmănești tariful pe care îl plătește cetățeanul este foarte mare. Nu, la Dărmănești fiecare cetățean plătește o taxă de 10 lei de persoană pe an. Nu este absolut cu nimic mai mare decât în alte localități urbane. Deci, repet, ne-am achitat acele sume în avans, în ideea de a debloca serviciul și de a funcționa. Cred că un punct foarte a primarilor din urban a fost acela de a trece la principiul plătește cât arunci și de la 1 ianuarie 2019 fiecare localitate își plătește gunoiul în funcție de cantitatea pe care o produce. La acest moment, Primăria Orașului Dărmănești, de altfel și Moineștiu, nu avem niciun leu datorie față de ADIS, suntem pe zero, inclusiv la zi cu plata, și am văzut ieri sau alaltăieri, ADIS ne-a transmis o adresă prin care 30 și ceva de primării de comună din județul Bacău înregistrează o datorie de peste 1.400.000 de lei. Sigur că dacă nu am fi trecut pe principiul plătește cât arunci, acele sume cu siguranță se găseau în spatele OAT-urilor din urmă. Abia acum se simte vehemența noastră din ADIS de a trece la colectarea pe cantitate și nu pe persoană. Dar aș mai menționa un lucru aici pentru care suntem în instanță și degeaba spun cei de la conducerea Consiliului Județean că s-au terminat procesele cu municipiul Moinești, cred că și la Dărmănești la fel, faptul că două luni nu s-a ridicat gunoiul la Moinești, dar s-a impus plata acestor servicii, cu toate că noi am colectat deșeurile de la cetățeni și de la platforme cu forțe proprii, am plătit un alt operator să le transporte la groapa de gunoi la Bacău, un alt operator, altul din contract, tot pe Romprest, pentru că numai ei aveau licență. Cu toate acestea, ni s-a impus plata pentru acea perioadă pentru a debloca serviciul. Am plătit un avans, așa cum spuneam, astăzi ne judecăm.
Iată că astăzi municipiul Moinești nu are un leu datorie, este la zi, deci un procedeu bun pentru comunitate să plătească pentru cât, pentru cât aruncă. Nu pentru cetățenii din comunele care astăzi au datorii. Aș vrea să pun și o întrebare că consider pe tine acum la urmă. Înțeleg că dumneavoastră acuzați postul guvern PSD în momentul în care știu că ați fost la guvernare și dumneavoastră ca și formație politică. Aici nu vreau înțeleg. Da. A fost o alianță, o înțelegere la nivel național. Am avut și reprezentanți în, în guvern. Dar la ministerele la care noi am solicitat sprijin, nu am găsit niciodată această susținere, fapt pentru care au fost blocate proiecte de interes, nu numai local, de interes regional. Pentru că noi suntem aici asociați în zona municipiului Moinești, orașului Dărmănești, stațiunile Slănic, Moldova și Târgu Ocna și cu toți am vrut o dezvoltare aici și se vede că nu am fost susținuți pentru dezvoltarea acestei zone. Deci angajații din minister, nu partidul PSD. Eu consider că nu a fost o deschidere a celor de la conducerea atât al județului cât și de la nivel național privind comunitățile noastre prin reprezentarea noastră ca politică. Mai există o nelămurire la domnul primar din Helegiu. Au fost 6 proiecte, totuși 2 le-ați primit. 2 cu valoarea cea mai mică. Mă gândesc că poate nu erau făcute întrebire, restul... Nu. Nu și aceleași proiecte depuse și de celălalt. Nu, e o întrebare pe care și-o pune cine orice om de bună credință. Nu, nimic nu pot. Nu vă putem pune la dispoziție o comparație acum să vedeți localități rurale ce sume au primit în comparație cu noi, localitățile urbane, sau chiar cu Helegiu, o comună cu 7.000 de locuitori, așa cum spunea domnul primar. Deci 2 dispensare, un proiect de 100.000 de euro, celălalt de 150.000 de euro. În situația în care am avut proiect pe modernizare drumului de interes local, vorba de o rețea de 4,5 de milioane de euro, proiect realizat de noi în față din proiectare, de fără finanțare, avută în serii primării. Au fost depuse la timp? Au fost depuse la timp, au fost depuse în aceeași, în aceeași perioadă, în aceeași zi, practic, am mers personal la Ministerul Dezvoltării și le-am depus, doar 2 au primit finanțare. Domnul primar, cum îl numește, n-am înțeles care e vina Partidului Social-Democrat. Deci, către ei v-ați îndreptat în chestiunea cimitirului de la Valea Buzului. Da, o să încep să vă explic. Să mai explicit ca să... Da. În momentul în care am decis, în Consiliul Local, colegii consilieri au decis să refacem toate monumentele de pe raza orașului Dărmănești, aferente primului război mondial, sigur că am luat în discuție și cimitirul de la Valea Buzului, cimitirul internațional. Am obținut o finanțare de la Ministerul Culturii și Identității Naționale și în momentul în care noi am făcut primii pași concreți în a implementa acest proiect, am avut direct, vă spun, presiuni din partea tuturor instituțiilor de forță din statul român și mă refer aici la Ministerul de Interne, în persoana doamnei ministru Carmen Dan, care a venit la Bacău și care ne-a solicitat să opresc, dacă s-ar putea, această investiție, pentru că, sigur, deranjăm foarte mult comunitatea maghiară și că nu ar fi momentul prielnic cel mai potrivit. V-am dat un singur exemplu ca să înțelegeți. Sunt multe alte instituții ale statului român care au făcut presiuni pe administrația locală din Dărmănești. Ultima ar fi prefectul județului Bacău, care a contestat în contencios hotărârile de Consiliul Local prin care noi am introdus în domeniul, din domeniul privat, în domeniul public acel imobil, sigur că a contestat tot ce ține de autorizația de construire și așa mai departe, invocând în contencios că nu am depus suficiente documente din care să rezulte dreptul de proprietate a acelui teren. Sigur că v-am dat 2 exemple. De la nivel de Minister de Interne și de la nivel de reprezentant al Guvernului în teritoriu, invocând motive puierile. Ministerul Apărării recunoaște că acolo este cimitir internațional și că noi avem eroi acolo.
Toată lumea recunoaște că acel imobil este de raza orașului Dărmănești, în județul Bacău, și avem adrese de la oficiul de cadastru și așa mai departe. Toată lumea cine? Adică autoritățile sau, ca să fie înțeles, cine ai recunoaște? Toată lumea. Adică deci Ministerul Apărării. O dată. În al doilea rând, oficiul de cadastru și publicitatea imobiliară care spune că imobilul este pe raza județului Bacău în interiorul orașului Dărmănești. Ministerul Culturii care spune că, da, acolo este cimitir internațional și ne-a dat aviz favorabil pentru monument de for public. Ce-aș putea să vă mai spun? Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, deci sunt instituții ale statului român care spun foarte clar, da, avem eroi acolo. Trebuie să-i cinstim. Vorbim de centenar. Acțiunile prevăzute în centenar spun foarte clar că trebuie să cinstim eroi români. Cu toate cele precizate, suntem la acest moment în instanță cu instituția prefectului județului Bacău, pentru că dumneavoastră a constatat că n-ar trebui să cinstim acum 100 de ani, ci poate să mai așteptăm nu știu câți ani. Asta ce înseamnă? Că nu veți putea face niciun demers în legătură cu cimitirul? Adică cu un proces în instanță, cu o presie să faceți cu un... Deci noi n-am terminat investițiile acolo, noi am montat acele cruci, acel monument, decizia rămâne la aprecierea instanțelor și dacă instanțele vor spune că acele cruci sunt amplasate, ilegal sau mai știu ce, e problemă. Până la o decizie a instanței, da, nu puteți face nimic? Cu siguranță că facem. Noi cinstim pe acolo. Deci cu siguranță cinstim pe acolo. Pentru că și că legătură cu doamna a fost ministrul de interne, Carmen Dan. Da. Nu știu, ce fel de presiuni v-a fost? Să nu... Verbale? Da. Uitați a fi o piedică în a face mai departe ceea ce v-ați propus. Nu cred că e normal, nu cred că e normal ca în 2019 instituția ale statului român să împiedice cetățeanul de rând să-și, eu știu, umagieze eroi. Nu cred că e normal. Păi, în primul rând, mi s-a cerut ca pe data de 6 iunie, de ziua eroilor, noi, românii, să nu ne prezentăm acolo. Mi s-a spus clar, pe nu aveți ce căuta acolo. Deci nu aveți ce căuta acolo, românii. Nu aveți, de ziua eroilor. Și în discuția avută cu doamna ministru, am spus foarte clar că în lege este prevăzut, în legea 379, că fiecare cetățean român are dreptul să se ducă de ziua eroilor în orice cimitir, în orice fel. Adică au fost puși jandarmi și un patron de etat. Sigur că da, pe 6 iunie, deși noi aveam acolo emis un aviz pentru adunări publice, jandarmeria, prin reprezentanți, am piedicat românii să intre în cimitir, cel puțin în primă fază. După aia s-a constatat că da, și până aștept foarte bine. Am asta. Care va fi dezvoltul, doamne primar, să zicem că veți pierde în instanță, da? Prefectura a contestat deciziile Consiliului Local și ale primăriei, nu? Da. Și dacă veți pierde, ce se va întâmpla fizic? Va trebui să mergeți să ce? Eu cu siguranță nu voi demola niciodată acele lucruri, cu siguranță. Cred că opinia publică trebuie să-și spună punctul de vedere. Cred că Ministerul Apărării, așa cum am promis, ar trebui să preia prin memorandum acel cimitir și cred că acolo, repet, fiecare nație care are înhumați eroi, acolo trebuie să-și cinstească eroi. Punctul de vedere a unui prefect sau altuia nu cred că trebuie să schimbe istoria așa cum a fost ea făcută de strămoșii noștri. Și astăzi sunt cetățeni din Dărmănești și nu numai, care merg acolo și aprind lumânări și știu că străbunii lor au fost înhumați acolo. Cum putem nega acest lucru? Deci, practic, nu mi-ați răspuns. Va trebui să demolați crucile și monumente. Cu siguranță, eu nu voi demola nici crucile, nici monumente. Instanța va trebui să stabilească dacă cineva trebuie să facă lucrul ăsta, dar cu siguranță noi nu vă știți. Dacă veți primi, să zicem, soluție care poate Dărmănești să facă acest lucru, cum veți proceda? Nu. Eu nu pot să demolez o cruce care este amplasată la căpătul unui erou român. Nu știu. Sper să nu se ajungă în această situație, dar, repet, cred că neamul ăsta trebuie să trezească și să-și apere valorile pe care le-am preluat de la strămoșii noștri.
printre care și patriotismul și respectul față de cei care s-au jertit pentru noi. Da. Încă o dată, stimați cetățeni, dacă vreți să avem un viitor mai bun copiilor noștri, dacă vreți comunitățile locale pe care le reprezentăm să aibă o dezvoltare de aici încolo, mergeți duminică 24 noiembrie 2019 la vot și votați candidatul Klaus Iohannis, președinte al României.